Școala cu sclipici. Școala cu sclipici. Școala cu sclipici. Dar fără să vorbim. În perioada asta grea, prin care am trecut cu toții, proiectul Școala cu sclipici a fost un respiro pentru toți. Faptul că au acum oportunitatea de a veni la școală, cei mai mulți au fost mai mult decât încântați. De ce te-a fost cel mai dor? De doamna învățătoare. Mi-am dorit foarte mult să vin la școală. Majoritatea copiilor nu au participat la școala online. Din cauza condițiilor în care trăiesc, majoritatea n-au internet, device-uri nici pe atât. E definitor și o influență culturală, în sensul că frații sau copiii care ajung la o anumită vârstă deja au pe umeri responsabilitatea fraților mai mici. Și copiii se implică, însă nu au cu cine să lucreze acasă și asta e un dezavantaj pentru ei. Și de aceea cred că noi, cei din sat, ar trebui să-i încurajăm și să-i ajutăm. Am ajuns să-i înțeleg și să-i cunosc, să realizez că sunt niște copii speciali și sunt adaptați și integrați în momentul în care se află într-un mediu prietenos, un mediu în care ei simt că sunt apreciați. Copiii care n-au 6 luni, n-au scris, n-au citit, și-au reamintit literele, încet încep să citească, relaționează cu ceilalți foarte bine. Mi-a fost foarte frică să nu mai vin la școală. Eu am desenat, scris, ne-am jucat. Pentru mine a fost foarte bine. Mi-a plăcut să colorez, să scriu și să citesc. Eu când o să fiu mare, o să fiu scriitor. Pentru că îmi place să citesc. Aveau casă. Încă o dată citim. Asta este?